Sunt 90 de ani de când echipa națională a României debuta la primul campionat mondial ținut în Uruguay. Era ediția inaugurală și toți ochii Europei erau ațintiți către America de Sud, locul unde debuta competiția care avea să facă istorie în anii ce vor urma. Carol al II-lea a făcut prioritatea sa numărul 1 ca națiunea să intre în următoarea cupă mondială FIFA. Problema a fost că regele a preluat puterea doar cu 35 de zile înainte ca ediția inițială a turneului să înceapă. Cu toate acestea, Carol, în vârstă de 37 de ani, nu a fost descurajat de lipsa extremă de timp sau de faptul că România a jucat prima sa partidă internațională doar cu 8 ani în urmă. Cumva după eforturi considerabile, regele Carol al II-lea a reușit să asigure României un loc la campionatul mondial din Uruguay în 1930, depășind termenul de intrare al FIFA cu doar 3 zile. Monarhul a acordat imediat o amnistie tuturor jucătorilor suspendați pentru infracțiuni legate de fotbal, apoi mai degrabă decât să aibă încredere în antrenorul Costel Rădulescu pentru a selecta echipa națională, regele Carol al II-lea a ales-o chiar el. Conducătorul român a lovit totuși un obstacol. Nucleul celor mai buni jucători ai săi făceau parte dintr-o companie petrolieră engleză, care a refuzat să le acorde cele 3 luni de concediu plătit necesare pentru a participa la turneu și a avertizat că oricine ar călători în Uruguay nu va avea niciun loc de muncă la care să se întoarcă. A intervenit bineînțeles regele Carol al II-lea, sunând șeful companiei și insistând să le plătească concediul de 3 luni. Firește au și făcut-o. Astfel, la 21 iunie 1930, românii s-au îmbarcat pe Conte Verde în Genova. O scurtă oprire mai târziu, la Villefranche-sur-Mer, li s-au alăturat la bord echipa Franței și președintele FIFA Jules Rimet, care avea trofeul în valiză. Ulterior, belgienii s-au îndreptat spre Barcelona, înainte ca luxosul transatlantic italian să ia echipa Braziliei din Rio de Janeiro. Nu au existat preliminarii, echipele fiind invitate atunci să participe, în timp ce costurile erau suportate de organizatori. Prea multe detalii legate de participarea naționalei României nu se prea găsesc, însă, mulțumită lui Ioan Chirilă, unul dintre cei mai mari gazetari sportivi de la noi din țară, putem afla crâmpeie din aventura tricolorilor în cartea Finala se joacă astăzi, dar și în cartea Și noi am fost pe Conte Verde. Erau vremuri în care fotbaliștii erau amatori, majoritatea erau angajați, fotbalul fiind mai mult un hobby. Federația Română de Fotbal se înființa în anul 1930. Până atunci, destinele acestui sport fuseseră conduse de Comisia de Fotbal, Federația Societăților Sportive din România. Jules Rimet, părintele Cupei Mondiale, și-a dorit cu ardoare să organizeze un astfel de turneu. În 1929, la Congresul FIFA de la Barcelona, visul s-a îndeplinit. Uruguay primea dreptul de organizare după ce conducătorii fotbalului acolo au anunțat că pot suporta cheltuielile echipelor care vor participa la competiție. De asemenea, au promis că vor construi un stadion pe care să se desfășoare meciurile la 2 luni după ce au fost desemnați ca organizatori ai turneului. Autoritățile din Uruguay au început construcția stadionului Centenario. Numele arenei venea de la faptul că în 1930 se împlineau 100 de ani de la proclamarea independenței țării. În cartea lui Ioan Chirilă, unul dintre componenții echipei povestește mai multe pasaje din jurnalul pe care l-a ținut în acea perioadă. Rudolf Wetzer, jucătorul lui Juventus București, este cel care oferă detalii inedite despre prima aventură a naționalei României la un campionat mondial. 18 martie 1930. Am fost în pasaj la Imobiliara. Se zvonește că echipa noastră națională va pleca în vară la Montevideo, în Uruguay, pentru prima ediție a campionatului mondial de fotbal. E oare cu putință? Bănuiesc că sunt vorbe. Nu-mi vine să cred. Până în acel moment, echipa națională a României jucase doar 22 de meciuri, aproape toate fiind jucate împotriva vecinilor. Din acest motiv, părea o fantezie ca tricolorii să ajungă tocmai în Uruguay, când cea mai lungă deplasare a lor fusese la Paris, la Jocurile Olimpice din 1924. Toate echipele afiliate FIFA au primit invitația să participe la primul campionat mondial. Dar imediat au venit și primele refuzuri. Austria, Cehoslovacia, Ungaria sau Italia, unele dintre cele mai importante naționale din Europa, au refuzat rând pe rând invitațiile, astfel că FIFA se vedea în fața unui posibil fiasco. Campionatul mondial părea că va deveni un turneu continental. Țările din America de Nord și din America de Sud erau singurele care acceptaseră să meargă în Uruguay. 2 aprilie 1930. Iar ne-au scăzut acțiunile. Hugo, vestitul conducător al echipei Austriei, nu și-a înscris echipa.
nu are încredere în posibilitățile materiale ale sudamericanilor. Dacă Hugo, ce-o fi făcând Luchide? Jules Rimet începe să pistoneze și celelalte piste din Europa. S-a încercat aducerea echipelor britanice, chiar dacă acestea nu erau afiliate la FIFA, dar s-a lovit și de refuzul acestora. Ideea unui campionat mondial pentru prima dată era în pericol. 12 aprilie 1930. M-am bucurat degeaba. Am făcut imprudența să uit că nu suntem liberi. L-am întâlnit pe Brunelli. A început să strige la mine. Nu vă mai ajunge Europa? Italia nu pleacă, Austria nu pleacă, Cehoslovacia nici atât. V-ați găsit voi. Nici nu știți unde-i Montevideo pe hartă. Aflați că nu mișc un deget pentru concediile lui Vogel și Rafinski. Brunelli era în acel moment director al băncii comerciale italiene din București și președintele Juventusului București, echipa la care jucau Wetzer, Rafinski sau Vogel. Aceștia din urmă erau angajați ai întreprinderii Astra Romană, iar un concediu ieșea clar din discuție. Oșnit era un alt adversar al ideii plecării jucătorilor în Uruguay. Acesta era proprietarul uzinelor din Reșița, loc unde lucrau Desu sau Iosif Ciaco. Lucrurile încep să se lege și naționala României se pregătea să plece la Montevideo. Din Europa urmau să mai vină Iugoslavia, Franța, Belgia. Doar 4 echipe trebuiau să apere onoarea bătrânului continent. Tricolorii joacă 2 meciuri amicale pentru a definitiva lotul mondial, o înfrângere 1-2 cu Iugoslavia și o victorie 8-1 cu Grecia. Din păcate, Ștefan Dobai face un meci slab cu grecii și sare din echipa pentru turneul final. 11 iunie 1930. Plecăm! Au ieșit pașapoartele. Pleacă și Ciogli, pleacă și Rafi, pleacă și Puștimea, Lăpușneanu, Stanciu, Robe. O să dea bacalaureatul la toamnă, nu-i bai. Octav a făcut totul, a dat din coate. Pentru Rafi și Ciogli a fost până sus, a riscat. Pe 16 iunie s-a pornit spre Uruguay, întâi cu trenul până la Genova, apoi cu transatlanticul Conte Verde până la Montevideo. Dacă azi o astfel de delegație a fotbalului românesc ar avea parte de zeci de pagini de ziar, iar ziariștii într-un număr cât mai mare ar fi mers alături de Național în 1930, doar un singur ziarist a călătorit atunci alături de tricolori. Belis era gazetarul care urma să vadă cum arăta fotbalul din America de Sud. 2 iulie 1930, Montevideo, am sosit. Acostarea transatlanticului nostru a fost salutată cu salve de tun. Sper să nu fie un vis. Îmi frec ploapele. 13 echipe participau la prima ediție a campionatului mondial. Uruguay, Argentina, Statele Unite, Iugoslavia, Chile, Brazilia, Franța, România, Paraguay, Peru, Belgia, Bolivia și Mexic. Tragerea la sorți a grupelor s-a efectuat în momentul în care toate echipele au ajuns în Montevideo, adică pe 5 iulie. Tricolorii au picat în grupă cu Peru și Uruguay, țara gazdă fiind câștigătoarea ultimelor 2 turnee olimpice de fotbal. 13 iulie 1930. Astăzi a început campionatul. A început fiesta. Franța a bătut Mexicul cu 4-1, în cinstea Bastiliei. Mâine intrăm în foc. Te-aș putea să nu mă mai gândesc. Și a venit și ziua cea mare. Naționala României debuta la turneul final, iar primul adversar era Peru. O necunoscută pentru noi, dar și pentru toți europenii. În ziua de dinaintea meciului, ziarele îi dădeau drept favoriți pe peruani. Meciul s-a jucat pe stadionul Positos al echipei Penarol, o arenă mică de doar 1000 de locuri. Tricolorii au deschis scorul foarte repede în minutul 1 prin Desu, după o pasă a lui Wetzer. Asistența era șocată de faptul că niște necunoscuți conduceau cu 1-0 echipă sudamericană. Jucătorii din Peru au dat drumul la contacte fizice dure, iar în minutul 11, Steiner a fost faultat foarte dur și s-a ales cu o fractură. Souza, autorul faultului, nu era avertizat de arbitru și tricolorii sunt forțați să joace în 10 oameni, schimbările nu erau permise pe atunci. Steiner nu va mai juca vreodată fotbal după această accidentare, la doar 23 de ani fiind forțat să se retragă. Jocul dur al adversarilor mai face o victimă după doar 10 minute. Stanciu este faultat dur de Alberto De Negri și jucătorul român iese și el de pe teren. Până la pauză, tricolorii sunt nevoiți să se apere în inferioritate, dar intră la cabine în avantaj. În repriza a doua, sudamericanii atacă din ce în ce mai apric și reușesc să egaleze în minutul 75 prin Souza, chiar dacă și ei jucau în inferioritate după ce Galindo fusese eliminat cu 5 minute înainte. La 4 minute după golul egalizator, Stanciu, reintrat pe teren, înscrie și îi aduce pe tricolorii în avantaj. După gol, Stanciu iese de pe teren cu ajutorul
brancardierilor și spune adio turneului final. Pe final de meci, Ștefan Barbu îi pasează lui Kovaci și acesta înscrie golul de 3-1, prima victorie a României la campionatul mondial. 15 iulie 1930. De antrenament nici nu mai poate fi vorba. Vântul suflă rece, rănile ne dor, ce scump ne-a costat victoria asupra peruvienilor. Tricolorii pierduseră 2 jucători după meciul cu Peru, astfel că se mai conta doar pe 13 jucători, din care 2 erau portari. Steiner era în gips, în timp ce Constantin Stanciu se alesese cu rotula deplasată. Urma meciul cu dubla campioană olimpică, Uruguay. Un meci greu, mai ales că toți îi vedeau pe sud-americani ca fiind principalii favoriți la câștigarea trofeului. Meciul cu naționala Uruguayului era programat în prima fază pe 22 iulie, dar a fost mutat cu doar 3 zile înainte, pe 21. Pe 18, Uruguayul a debutat și ea la turneul final și a învins cu greu 1-0 naționala din Peru. În minutul 7, Dorado înscrie primul gol, chiar dacă mingea ieșise din prima fază în afara terenului. 9 minute de coșmar în care sud-americanii înscriu de 3 ori în poarta României. Naționala României părăsea, deci, turneul final, dar reușise să iasă în aplauzele spectatorilor. Tricolorii pleacă pe 27 iulie la Buenos Aires să joace un meci amical cu Racing, partidă pierdută cu 1-0. Jucătorii se întorc în Uruguay pentru a asista la finala campionatului mondial, iar imediat după se întorc în țară. Plecăm. Cheiul e plin de oameni, deși e aproape miezul nopții. Fiesta continuă. Rămân pe puntea superioară. Cine știe dacă voi revedea vreodată Montevideo. Cei 15 jucători care au fost în Naționala României și au traversat Atlanticul au fost Ștefan Barbu de la Gloria Arad, Rudolf Buger, chinezul Timișoara, Iosif Ceaco, banatul Timișoara, Adalbert Reșița, Alfred Eisenbeißer, Cernăuți, Nicolae Kovaci, banatul Timișoara, Ion Lăpușneanu, sportul studențesc, Ladislau Rafinski, Juventus București, Corneliu Robe, Olimpia București, Constantin Stanciu, Venus București, Adalbert Steiner, chinezul Timișoara, Ilie Subășanu, Olimpia București, Emerich Vogel, Juventus București, Rudolf Wetzer, Juventus București și Samuel Zauber, Maccabi București. Antrenor Costel Rădulescu.